Vă salut cu voi, steone și bine vă găsit la un moment episodul din seara noastră de astăzi. 2. Mă în clipul de astăzi vreau să facem mă, cât costă inventarul meu, cam cât ar costa inventarul meu. Mi am făcut foarte multe upgrade-uri, după cum vedeți, această combinație și multe altele. Deci dacă mai vreți idei de clipuri de genul cu inventare, cu ce poți scoate profit din update-uri și chestii din astea, să acolo pe butonul de like să facem peste 50 de like-uri la acest clip. Deci dacă mai vreți clipuri de genul să văd peste 50 de like-uri, un follow pe Instagram, aveți Instagram și pe care am dat și jos în descriere, la fel și în job pe de Discord, un follow pe TikTok, nu uitați că la 10 care abonați vă da 10 cuțite de la giveaway că dați acolo subscribe și cola forță. Deci o să trămân un inventar, o să calculăm, să vedem cam cât, cam cât costă tot ce am în inventar. Dacă nu știți, a apărut și colecția Sunstrike pe shop, cum am zis, că în weekend o să se va băga și chiar s-a băgat Acuma, vineri, ceva de genul, vineri s cam per la 2, 3, ceva de genul, s-a băgat 4 și sunt unele prețuri destul de mult. Mi-am vândut și cuțitul, fangura care l-ați văzut de verde pentru a face o chestie, mai multe detalii o să vă zic mai târziu. Hai să intrăm pe joc și să vedem cât costă inventarul meu pe Standoff 2. Ok, deci am ajuns aici în inventar. Deci avem foarte multe iteme în inventar, undeva la vreo 400 și ceva. Dacă ne uităm aici la History, la sell, am vândut foarte multe chestii, după cum vedeți. Foarte multe chestii am vândut pentru a avea uh, inclusiv și acest uh, fang relic ca să am 1500 gold pentru a lua un clan. Un clan tag care a fost tier 2, tier 1, ceva de genul. La tag foarte smecher, O să vedeți pe viitor ce clan tag. Și mi-am vadut foarte multe chestii din inventar. După cum vedeți, da, mi-am văzut ceva chestii, charmuri, stickere uh, și skin parme și așa mai departe. O să calculăm și golurile pe balanță. O să calculăm uh, cam mare parte ce am acolo. Sper că avem un inventar scump. Și hai să punem aici, deci avem 1555 gold, și băgăm un plus de la, așa să vedeți și pe ecran cum o să vă pun totul, dăm jos rău de tot că avem foarte multe chestii și chiar sunt curios ce o să fie, deci ăsta nu se vinde ăsta cât e ok, deci punem un gold dăm plus altul și are și pe plus așa deci, așa, momentan avem 1.557 Deci 1.557 gold Ia să vedem astea cât sunt Hai să le punem și pe astea 2 gold ambele Plus 2 gold 1.559 Dăm mai sus Avem Asta nu se vinde Asta cât e? Un gold le Punem și pe ăsta un gold Plus un gold Plus asta se vând da, hai să le punem și pe asta un gold le punem 2 gold ambele plus avem până acum 1562 asta e 0.30 deci punem și pe asta un gold dar nu prea contează sticărele astea dar hai să punem așa să fie acolo tot, asta nu se vinde asta se vând, deci am 5 bucăți, punem nu știu, punem 3 gold. M am 1566 gold. Dă mai sus. Se vinde asta. E 6 gold. Plus 6 gold. 6, nu 5. Deci 6 gold. Plus, așa, avem 1572. De asta am două bucăți. Punem 4 gold. 1576. Din astea am două bucăți, pune și pe astea 2 gold, 1578, din astea iarăși două bucăți, 1580, din astea am 3 bucăți, deci punem, nu știu, 3 gold, 1583, acum astea avem 5, cinci, cinci bucăți sau 4, patru, patru bucăți, punem 2 gold, uh, punem 8 gold, unde 8 -ul? plus 1591 avem momentan, avem 3 legendare, ok, deci legendare și un gold, ok, uh, ciudat un pic, momentan avem 1594, asta se vinde, dai un gold și el, 1595 Astea am două bucăți Mamă câte avem Din astea Să mă bată Mamă avem foarte multe Asta 2 gold Punem 4 Avem 1601 Deci am trecut un pic Avem aici 3 uh, legendare Din astea Care și astea sunt gold Hai mă frate doar Un gold Astea mă, sunt foarte ieftine am 3 din astea care sunt uh, 4. Deci avem 12, 1616. Din astea am, uh, cât am? am 2, 7 gold, deci pun 14. 1630 se vinde, asta se vinde, 4 gold. 1634 din astea am 2. Deci punem 16. Gold 1650 Nu se vinde, să se vinde 6 gold punem 12 că avem 2 Plus Din asta avem 5 Deci punem uh, 6 Avem uh, așa Acum din asta iarăși avem 5 Deci momentan avem 1728 gold se vinde și asta, da, e, și asta e 6 gold 1734 bă, o să fie cam plictisitor dacă mă întreb pe mine toate astea deci avem 6 bucăți deci 6 bucăți, 7 gold punem, hai să punem 8 gold cu se vor mai scumpi un pic 6 1782 11 gold de asta, ok. Perfect, trecem la următoarele. Avem două din astea, ok. Din asta avem 6 și e 13 gold. Perfect. Avem aici două din asta de 11. Am făcut 1900 gold. Următoarele două care sunt 15 gold. Hai să punem 16 gold. Punem 32, perfect, dăm mai sus, asta se vând, se vinde asta, e și aici pe gold, dăm plus, ok, acum trecem un pic la unele mai scumpe, deci asta când a fost pe shop o să pun și prețuri, gen când erau ele, când au fost prețul la mare, gen că atunci prețurile lor sunt sunt stabile, gen la prețul la le găsești de obicei. <coughs> asta era undeva la vreo uh, 800 gol, de 880 ceva de genul, deci punem 880 plus, deci momentan avem 2800. Trecem la ăsta, care este era 2, nu 2000, 1250 cam așa, deci 1250. Avem 4.000 doar din sticere. Avem cearmurile astea care sunt 6 gold. Așa, deci avem două din astea care sunt 12 gold. Ar veni 24 plus. Ok, deci 24. Dăm mai sus un pic. Avem aceste trei care sunt, hai să punem 6 gold. Dar se vor scumpi mai mult, așa că nu știu. Poate o să mă adăugăm la final încă 100 gold sau... 200 pentru toate astea care se vor scumpii, fiindcă acum la început sunt foarte ieftini și după se vor scumpii, deci de am zis, uh, sunt 3, deci punem, uh, nu știu, 18 gold plus 2 uh, din astea cu cămile, care și astea sunt 5 gold, mm. punem 10 gold, bă da, noi aici ajungem pe bune, stăm câte 10, 10 gold, Asta e 9 gold plus 9 gold. Trecem. Cât este acolo? de tot e 9 gold? E 9 gold și asta, dar se vor scumpi. Asta nu știu cât e. Asta cât sunt. Asta de obicei erau la vreo 90 gold, deci pun 90 cu 90. Așa, cam 3. Asta nu se vinde deja. Am aici foarte multe în common și nu știu că dacă le să le vând pe toate scot maxim nu știu să zicem, 20 gold. Așa că punem 20 gold. Acolo o să fie, zic eu, habar n-am. mai sus, avem aici unele chestii la fel, așa rare. Aca asta care e 180 gold. mă vân la 180 gold care vrea să leap e cu stickerul ăsta, să scrie acolo în privat. E, e ăsta care e destul de scumpă shop. Dacă hai să ne uităm un pic cât e stickerul ăsta, dacă ne uităm. E Halloween 2019 și e rar. E 900 gold. Așa că eu zic că se merită, cred că. Deci punem 180 gold. Perfect. Hai să trecem. Așa, încet un pic. Trebuie să dăm achip la charmuri, dar le vom lua după charmurile. Deci, asta e undeva la vreo 100, cam așa e și cu full sticker, undeva la 120, cam așa e siringa asta e 7 gold, hai să punem 7 gold după G22 ăsta nu se vinde ok, acest USP care a fost 2K200 cu sticăre tot vreo 2K200 cu charm undeva la vreo 2K800, cam așa 2K800 cam așa e acest USP Asta nu contează. digă ăsta care e. Sau hai să punem și charm ăsta cât e charm -ul. Dacă ne uităm, dar cred că nu-i maxim de 15 gold, așa că punem 15 gold. Așa, digărul. Undeva la vreo 150 gold era acum, să s-au ieftini foarte mult. 150 gold cu încă 200 gold. Cât e charm-ul ăsta a fost. Așa, deci, acest uh, MP5 reactor a fost și 2K. Deci, o să pun 2K să fie acolo frumos. 2K plus cearmul ăla, nu știu, să zicem 20 gold. Așa, momentan e 9880 gold. Asta a fost și 900 gold, chiar și 1000, așa că punem 1000 punem 1000, avem 10 ca 800, astea nu se vând, m și aș vrea să se vor scumpi, la fel și fenefalul ăsta, nu știu, nu prea văd eu la 20, îl pun la 50 gol mai bine, că se vor scumpi, deci de aia zic că pun prețurile mai scump și asta cred că va fi, nu știu, 100, hai să zicem, așa, dăm mai sus, avem glocul ăsta, care e 100 gold, 100 câte 110, 210 plus 60 ciarmul, Cam așa e cearmul. Acest uh, pe 350 care dacă dăm să luăm așa la sticăre și dăm mai jos, ne ducem în 220 zic eu. 220 plus încă 100, ca atât e cearmul la de obicei charmul ăsta, de cu 5 ani. Este undeva la vreo 80 gold, cred, dacă îl găsești cu full stickere. Hai să punem nu 80 gold, îl punem 120, cam așa, ok, pe 90-ul. Care și ăsta se duce undeva la 110 gold? Deci punem prețul care sunt de obicei, acum sunt scăzute prețurile, de asta nu punem prețul, care trebuie să se ajunge undeva la vreo 580 gold, cam așa a fost cel mai mult din câte ține o minte așa, ce armă asta pe care îl are AVP-ul e undeva la vreo 650 gold, cam așa era. Și AVP-ul în sine era 1200, 1300, să-i spunem 1400. Ok, 14.000 gold, 14.380 gold până acum. Hai să punem așa cu niște sticări din astea. Hai că se duce în, în 650 gold acest cam și un sticker arcane, deci e bine. Acesta e 230, să zicem. 230. Sper că nu va fi un clip foarte, scu foarte lung. Deci, ce mola e undeva la 550. Deci 550 plus m 4 1800, cam așa era, 1600, hai să, o să punem 1700. Uh -huh. de, la fel, ce armor ai vreo 5, 400, a fost și 500, deci punem 500. Și acaul în sine, nu e de ieftin, e vreo 1500, cam așa e și el. 1500. Ok, ajungem la M4. Ce Cred că e undeva la, uh, nu știu, hai să punem 23 gold. Și cu M4, dacă ne uităm așa la full sticker, hai să punem 500, 30. Să fie acolo. Și m 16 la fel ce armă pe 50 gold și uh, m 16 în sine, să punem, nu știu, am și un pattern foarte mic, după cum vedeți, 006. ne să căutăm 0006. Nu prea e. Cred că îl punem undeva la vreo uh, 800 gold. Hai, să zicem 800 gold. Așa, trecem la baioneta, care e, nu e așa, e cam 3500, deci punem 3500 plus acest care și ăsta e am patent foarte mic, după, cum vedeți, 003 și e undeva la vreo 3K. Ok, următorul. Ok, <laughs> Acest carambic rău care am dat mi suma sumă de. cât a fost? 4700? Punem 4700. 4700 atunci. Deci 4700. Dăm așa. butterfly este undeva la vreo 2100 de obicei. Dăm așa. Stile total de la fel cum patent destul de mic. Să punem, nu știu, 1500. Uh, stiletto ăsta e 1300 cam așa era plus deci 1300 mănușele rider care sunt de obicei 2K cam așa 2K așa că punem 2K să fie mănușele neuro care le-am luat dacă ne uităm frumos veroboranta sumă de unde mănușele neuro aha 6K deci 6K. 6K. Ok. Mănușile fosil. Care și astea sunt 1300 gol. Cam așa sunt de obicei. Plus. Acestea sunt și astea vreo 1500. Hai să zicem. Și cele mai scumpe mănuși pe care le-am acum. Astea sunt fost autumn. Care au ajuns și la prețul de 7000 500 sau 7600. Deci 7500 și am zis că mai punem eu 200 gold. 200 gold și egal cu. Deci, inventarul meu momentan uh, valorează 55513 gold. Da, deci ați auzit bine: inventarul valorează 55513 gold. Eu zic că valorează destul de mult și gândiți-vă că mi a comparat și pesul ăsta, deci va veni și o pereche de mănuși și cine știe ce o să mai pice de acolo, deci eu zic că se va duce aproape de 60.000 dacă o să ne mai rămână unele chestii. Bă, sper că v-a plăcut ideea asta de clip și că, nu știu, poate unul dintre voi sunteți curioși cam cât valorează inventarul meu și cam atât valorează uh, aproape 60K, dar nu 60 ca e 55.513. Deci dacă mai aveți clipuri de genul lăsați-mă acolo în comentarii feedback-ul vostru și un fel, un like m-ar ajuta foarte mult sau un dislike, un clopoțel, un subscribe, un comentariu la fiecare clip ca să ne recomandeze YouTube-ul și dați-mi acolo un follow pe Instagram, aveți instagram și pe nu pe aveți instagram meu în descriere, la fel și un job pe de Discord, un follow pe TikTok, aveți toate linkurile în descriere și nu uitați că la 10 care abonați vă da 10 cuțite la giveaway, așa că dați acolo subscribe, like tot ce trebuie și ne vedem la clipul următor. De asemenea, dacă aveți idei de clipuri, lăsați-mi în comentarii. Vă pup și ne vedem la clipul următor. Pa, pa!